Platou, vorbim și despre ceea ce a șocat întreaga Românie săptămâna trecută și încercăm să aflăm mai multe detalii despre Magdalena Șerban. A vorbit cu terorista de la metrou cu doar câteva ore înainte ca ea să atace. Ba chiar a și locuit o perioadă sub același acoperiș cu Magdalena Șerban, femeia care a șocat toată țara. Cine este misteriosul bărbat care spune că terorista de la metrou s-a destăinuit, dar și ce a spus Magdalena cu doar 12 ore înainte de primul atac, vedem chiar acum. Însă atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Mama ei era de moravul ușoare. În tinerețe o lua la bărbați, la amanți. Șocant, terorista de la metrou, dusă la bărbați de propria mamă, noi acuzații ies la iveală chiar de la... Dan, am înțeles că tu ai fost iubitul Magdalenei, nu, este adevărat? Prietenă. De cât timp o cunoști pe Magdalena? O lună și o săptămână. Cum v-ați cunoscut? Da, la un cămin de nefamiliști, ea stătea într-o anexă a unui bloc și o stătea în anexa unui bloc. Și chiar dacă Dan spune că o știe pe Magdalena Șerban doar de o lună, se pare că femeia i s-ar fi destăinuit în repetate rânduri în tot acest timp. Mama ei era de moravuri ușoare, în tinerețe o lua la bărbați, la amanți. Dar nu numai mama femeii care a șocat întreaga țară i-ar fi făcut fiicei viața un calvar, ci și... Tatăl ei era un om, mi-a zis, așa mi-a zis, că era un om violent. Și nu-i le dea de mâncare și el tot așa, o familie, cum se zice, destrămată. În Spania, cu ce s-a ocupat, unde a lucrat? Mi-a zis că a adus-o o prietenă și după aia, prietena aia s-a folosit de ea și a dat-o la mai mulți bărbați. Când a fost în Spania, reproduc ce a zis ea. Tatălui i-a dat pe internet faptul că ea se spăla la dezbrăcată de mama ei. Mi-a zis că s-a despărțit de soțul, de tatăl ei, s-au separat. Mi-a zis și că mama ei s-a mutat la o garsonieră și stătea cu ea. Garsoniera asta mi-a zis că a avut datorii și a vândut-o mama ei. Însă chiar și așa. Cum ți s-a apărut Magdalena? O fată foarte la locul ei. M-a surprins și pe mine faptul că a fost arestată. Mi-a dat telefon polițaiul, adică de ea mi-a dat, de fapt, prima dată mi-a dat ea la 4 dimineața, marți mi-a dat. Mi-a dat procurorul că să nu mai vorbesc cu ea pentru că e arestată pentru tentativă de omor. Cea pe care toată România o știe drept terorista de la metrou. Nu i-a dat niciodată de bănuit lui Dan că ar fi în stare de așa ceva. Activitățile pe care ei le făceau împreună erau perfect normale. Am fost cu ea la film pe 1 decembrie, cam așa, într-o duminică. Cum se numea filmul? Crimă în Orient Express. Am vrut, erau celelalte săli, erau numai desene animate, ea a vrut să nu ne uităm la desene animate, am vrut să ne ducem la un film 3D și nu a fost, adică nu am mai avut încă 4 lei, era 540. Magdalena, după ce am văzut filmul ăla, a vrut să părăsesc Craiova, să mă muc cu ea. Și unde ți-a propus să mergi cu ea? La București și să găsesc un serviciu. I-am spus, eu am serviciu, pot să-mi las serviciu. Îmi place felul tău de femeie, îmi place, dar eu nu știam că ea este bolnavă. Tu ai văzut-o pe Magdalena să ia pastile vreodată? Nu, cât în prezența mea, nu. Asta chiar dacă cei doi au și locuit pentru o scurtă perioadă sub același acoperiș. A stat cu mine 2-3 zile acasă. Nu am avut relații sexuale cu ea, pentru că eu sunt un om mai religios și Biblia interzice relațiile sexuale în afara căsătorii și atât, dar o luam la suc, o chemam dimineața să facă curățenie. Unde mai exact ați locuit? Într-un cămin aici. Și cum v-ați înțeles în cele 3 zile? Ți-a dat de bănuit că avea o problemă sau că suferea de depresie? Nu. Vedeam supărate. Magdalena avea bani? Nu avea. Eu fiind mai milos, cum v-am spus, îi mai dădeam și o pâine, o cutare, o luam
fiind vecin, o luam să spele ainele, îi dădeam de mâncare. Într-o lună a făcut foamea. A dat-o de la București afară de la servicii abuziv, așa mi-a zis. Că nu-i dădea rest la clienți și clienții veneau și o scuipau, o jurau și directorul, am înțeles, s-a dat la ea și ea nu i-a cuvit. Când ai văzut-o ultima dată? În ce zi? Atunci când s-a dus la București. Când se întâmplă asta? Două luni? O săptămână și ceva. Și femeia de 36 de ani i-ar fi promis prietenului său, Dan. Rezolvă procesul și vine aici la Cămin iar. Visa și că prin acest proces cu care l-a avut, că să devină milionară. Doar că nu s-a mai întors. Ție ți se pare că ea a avut discernământ când a făcut lucrul ăsta? Nu știu, domnișoară, cred că nu. Domnișoară, puteam să fiu eu prima dată victima. Cele două persoane care au fost împinse de ea la metrou erau fete. Crezi că ea avea ceva cu fetele sau cu femeile în general? Nu știu, primul ei bărbat a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Mi-a zis că a avut mai mulți bărbați, dar la ultimul de la București a ținut cel mai mult. Crezi că suferea din dragoste? Probabil, domnișoară. Tu ai văzut-o pe Magdalena să consume băuturi alcoolice? Am băut și cu mine. Nu mi s-a părut nimic ciudat, domnișoară. Înțeleg că ea vorbea foarte mult la telefon. Pe tine te suna? Da, cu mine discuta. Iar ultima dată, Dan ar fi vorbit cu Magdalena chiar înainte ca ea să-și pună planul diabolic în aplicare. Cu doar 12 ore înainte să-și împingă prima victimă în fața metroului. La 4 dimineața, marți mi-a dat. Mi-a zis că să-i aduc 4 milioane să stăm împreună. I-am explicat că nu pot să stau cu ea la un loc pentru că puteam să fac imoralitate. Adică am relații sexuale. Crezi că ea a suferit pentru că i-ai zis că nu vrei să te culci cu ea, că Biblia îți interzice lucrul ăsta? Nu știu dacă, de aia am spus de la început. Tu ai avut vreo iubită? În afară de Magdalena Cerban, am avut, da. Magdalena ce religie avea? Cred că ortodoxă. Cât de mult a însemnat Magdalena pentru tine? Ca un prieten. Atât. Ai ținut la ea și încă ții, mă gândesc, nu? Nu mai țin. Dacă e criminal, eu la criminal nu țin. Ce a apucat-o să facă crime? Cât de suflet a avut să omoare un om? Ce a pus-o să facă acest gest? Monstruos! Monstruos! Sunt întrebări la care nici măcar familia Magdalenei nu are un răspuns. Familie care pare să, de când s-a întâmplat nenorocirea, se ascunde. Deci nu vă e frică cu ea în loc, nu știu. Nani, cu totul și el tot aici? Da, tot aici asta, dar nu l-am Dar ei cum sunt ca oameni? Că sunt ok? Nu au, nu? Dar am înțeles că tatăl cerșește pe aici, în Craiova? Tatăl nu cerșește, tot nu s-ar la muncă, nu l-a mai văzut. Nu știu, o să mai vină cu râne. Păi și unde ar putea să stea dacă nu vine aici? Păi și unde ar lucrezi? Nu știe nimeni unde lucrezi. Dacă venea să nu mai vedeți, fratele Magdalene. A trecut aici, pe care a plecat, a văzut că e închisă poarta și de mine, a plecat. La ce ora a venit el așa, aproximativ? Aproximativ o jumătate. Nu am reușit să-i găsim pe cei din familia Magdalenei, dar am stat de vorbă cu unul dintre prietenii ei din copilărie. Nu știu să fi stat taică-s-o aici. Ei sunt mai mari ca mine, cu vreo 9 ani. Am rămas și eu surprins când am auzit. Tu crezi că Magdalena ar fi fost abuzată de fratele ei? Că înțeleg că de aici a pornit toată problema. N-am auzit niciodată și între noi vecinii nu s-ar fi auzit vreodată că ar fi fost abuzată de fratele ei. Pe Magdalena o știi să fie avut vreo problemă psihică sau o altă problemă de sănătate? Nu, niciodată. Din contră. Pe timpul cât au stat aici mama Magdalenei, avea grijă de copilașii ei? Da, tot timpul. Adică ei tot timpul ieșeau în oraș, veneau acasă, n-au fost certuri, n-au să audă vecinii. Ea a lucrat vreodată? A lucrat, mama era acasă. Părea să fie un om normal și, ca toată lumea, Magdalena avea și ea prietenii. Ea mai avea o prietenă vecină cu noi pe aici, ieșeau la discotecă, în cluburi, împreună, se vizitau. Când s-a mutat mama Magdalena împreună cu cei doi copii ai săi de aici, din acest bloc? Să fie vreo 8 ani, 7-8 ani, în jur de 7-8 ani. Și au vândut acest apartament sau ce s-a întâmplat? Tot apartamentul și am înțeles că și-au cumpărat o cameră de cămin, o garsonieră, nu știu, ceva, tot în cartier. După ce s-au mutat ei, am mai văzut-o pe aia de vreo câteva ori.
dar cu fratele m-am întâlnit acum vreo, să zic, vreo două luni de zile la un club. Am stat de vorbă cu el, el lucra în cadrul armatei. Ea a plecat în Spania imediat după ce s-ar fi mutat de aici cu prietena ei. Ea că tot timpul când o vedeam era ok ca fata, adică nu ar fi avut probleme, că nu și-ar fi făcut un iubit sau ceva de genul. Pur și simplu mi-a venit să cred. Cum o cunosc eu, nu cred. Nu cred că ar fi avut niște probleme.